Doamnă și domnilor, bine ați venit în Piața Libertii. Începem cu o temă care se pare că nu se va termina niciodată în România, și anume traseismul politic, da? Săritul dintr-un partid în altul, racolarea de primari cu Japca sau cu Ciolanu, mă rog. Mare dreptate a avut cel care a spus că politica este... Da. Așadar, dragi prieteni, vom sta de vorbă în clipele următoare pe tema traseismului politic cu domnii Adrian Videanu, primar general al Capitalei, vicepreședinte al Partidului Democrat, Corneliu Vadim Tudor, președinte PRM, și Alexandru Ciocârdel, primar în localitatea Corabia, membru al partidului. Ce partid, domnul primar, că nici nu mai știu. Deci trebuie să o luăm ușurel. Să-i dăm fesereul la început, băi, trebuie să puțin răsui, ar trebui să cerca la PSCD, pe urmă trecui din nou la PSD-ul, pe urmă trecui la PSD-ul, iar la PNL-ul și PD-ul. Nu vă grăbiți. Nu vă grăbiți, că săriți cuvintele, probabil așa cum săriți și dintr-un partid în altul. Mai ușor, mai ușor, da? Da, deci să o luăm așa ușurel. Deci, puseai la început la FSR-ul. Așa, după apoi, aia? Trebuie să împuțiră și bătuseai pe urmă. Ce s-a întâmplat? Să împuțiră. Să împuțiră. Trebuie, asta nu înțelegeam. Trecui la PSD-ul, PNL-ul, PSD-ul și mă scrisei acum PD-ul, mă scrisei. Acum, bă, ultima mai dată, în PD-ul mă scrisei. Da? La domnul, da. Măi, Dani, domnul Diaconescu. Domnul Vadim, eu nu sunt Dan Diaconescu. Nu, eu nu sunt Dan Diaconescu. Da, bun, bun, bun. Păi te-a plătit Becali ca să spui cine ești. Domnul, am aici dovezi foarte clare. Acest Ciocârdel, dacă ar fi traseist politic, domnule, eu l-aș respecta ca pe un bolnav psihic care este el. Am aici biletul de ieșire a lui din spital, da? Dar nici măcar asta nu-i că e un deținut de drept comun. Uitați aici declarațiile, vă rog, la camera 2, de la persoane importante care l-au văzut furând, domnule, Nu sunt Dan Diaconescu, primul rând. Dar te rog frumos dovezile să fie prezentate la... Haideți să nu deviem de la subiectul nostru. Domnul Videanu, vă rog frumos. Dumneavoastră sunteți acuzat, dumneavoastră, partidul PD este acuzat că racolează oameni de la celelalte partide, da? De ce faceți asta? Este cazul să discutăm despre problemele serioase. Am aici macheta Bucureștiului cu pasajul Basarabi, Catedrala Mântuirii Neamului și noile artere de circulație ale orașului. Păi da, exact, arterele care să vină toți traseiștii la el la PD. Domnule, nu-l întrerupe, lăsați-l să vorbească. Dar nu-l întrerupe, domnule, nu-l întrerupe, domnule. Ăsta e incoerent, dacă nu are nicio idee. Dar nu-l întrerupe, ce? Domnule, vă spun eu. Băi, Dani, fii atent. Nu sunt Dan Diaconescu, vă rog. Domnilor, vă spun, drumul spre Iad este pavat cu marmură de la Vigan. Vă spun, am aici o listă, uitați lista, cu 10 generali decedați care și-au făcut cavou din marmură de la dumneata, domnule. Vă rog, gata, să prezentați. Hai, nu, domnul Vadim, Dani, nu, lăsați prezintă lista, dar nu că este de lista. De la subiect, deci, și e păcat, vă rog, dai lăsați. Domnul, de la Morsia. Nu sunt Dan Diaconescu, domnul Ciocârdel. Dumneavoastră, cum vă simțiți când sunteți etichetat drept traseist politic? Că nu e o cinste pentru un politician să aibă această etichetă. Deci, în primul rând, dacă eram traseist, îmi părea rău, așa nu pare. Deci, traseist este dacă s-ar de la o parte la altul. Eu, dacă, de exemplu, bag dimisie, eu mă fac dimisie, nu mai să mă duc la o parte la altul. Vă grăbiți. Deci, v-ați dat demisie. Nu, tot n-am înțeles ce a vrut să spuneți, de fapt. Să luăm ușor, deci eu bag dimisie la un partid. Dacă băgai dimisie, deveni independent. Așa. Deveni independent, nu mă duc la un partid la altul. E altă treabă. Altă treabă. Așa. Adică, cum să-i la început? Cum să-i pensereu, băgai dimisie de pe CCR-ul, băgai dimisie de acolo, băgai acolo și mă sădic acolo. Am apucat să vorbim despre noile trenuri suspendate pe pernă magnetică din București. Dar noi, am zis că noi suspendate toate trenurile. Păi dar n-am furat acolo, că furară toți șirile de acolo. Se furară și la București șirile? Domnul. Deci la noi curam de lângă ei, halta. Nu oraș, în haltă, furare și toate, să suspendare toate domnul trenuri. Domnul coleg, n-ați înțeles bine, deci este vorba de niște trenuri moderne pe pernă magnetică. Trenuri moderne pe pernă magnetică, exact când o să recunoască UDMR-ul că este o organizație extremistă. Domnilor, am aici dovezi foarte clare. Dar știți în ultima vreme... Nu, gata, lăsați. Vă rog. Domnul, nu că vreau să vă flatulez.
Acum mă gândesc că așa la proiectul care văd. Ce să faceți? Deci nu vreau să-l flatulez, că n-am eu aer de primar așa. Că mă dau eu bani să-l flatulez pe domnul Ideanu. Da, da. Dar când văd așa toate proiectele astea care am care să deruleze, păi eu mor cu mediul de cât, domnule. Păi da, așa e să și mor. Așa e să și mor, că la UDMR nu te mai primește, că e plin de uscături, domnule. E plin. Avem în proiect și lucrul ăsta, domnul Badi. Deci, pe noile artere de circulație, toți copacii uscați vor fi înlocuiți cu palmieri și cocotieri. Dar nu-i nevoie, domnul primar, nu-i nevoie, că aveți destule cocote în partid, domnule. Nu-i nevoie, hai băi, serios. Domnul Vadim, nu-ți Dan Diaconescu în primul rând și apoi lăsați-l să vorbească, vă rog frumos. Deci, domnul, ziceți mai departe, domnul Diaconescu. Vă rog. Avem alte probleme mult mai importante. Dacă ne uităm aici cu atenție pe machetă, la grădinile suspendate, care vor fi în toate cartierele Bucureștenii... Auzi, Dane, auzi-i bine? Auzi-i bine ce zice? Deci suspendarea și grădinile, ce furară pământul de sub grădini? Păi da, păi asta, domnule. Bă, cum se face roșii, sus în gard, cum faci roșii? Exact, păi de aer. Bă, cum îi face roșii așa? Exact. Suspendați grădinile și prăbușiți toate partidele care vă stau în cale. Păi, dar nu-i corect, domnilor. Am două veri, la noi furare, la noi furare de câșinile, la noi furare tot pământul sub grădini. Unde faci roșii? Unde pune bătare furarele? Asta e, domnule. Păi, dar ești ce listă, domnule. Piplinul iubirii de oameni și groapa din cale. Eu plec de la PRM direct în mâinile tale. Pedeu mă atrage, mă vâră în transă. E clar că în politică oricând ai o șansă. E clar, mă recomand. Bravo. Nicolae Ilarie, recomand. Bravo, băi, v-am recunoscut. Băi, Dane, băi, domnul Diaconescu. Nu-ți Dan Diaconescu. Da, chiar așa, măi, dar tu ai luat bani de la becari, domnule, ca să aduci măimuța asta curentată, domnule. Asta care a plecat din perenel asta din băncii lui Băsescu, domnule. Dar nu se poate. Băi, dar nu dumneavoastră l-ați băgat în Parlament, acum îi ziceți măimuță curentată? Păi, domnule, am băgat tot felul de țâmpiți, domnule, în Parlament. Dar nu chiar așa despre ăsta, domnule, era vorba. Un alcoolic, domnule, un degenerat ca ăsta. Am dovezi, domnule, am semnăturile aici, oameni care l-au văzut în față la Meriot, trăgând pe nas un alcoolic din urmă. Eu trăg pe nas, vezi să nu trag piste bot acum. Ia uitați-vă, vă rog. Uitați-vă. Ți-l las, băi, Vadimi, mă duc pe a mea cale să dea Dumnezeu să te înghite pe cale, na. Vă bagă pușcărie cu totul. Vă bagă pușcărie. Vă rog, băi. Dragi telespectatori, din cauza crizei sistemului sanitar, ce moment greu am avut, haideți să trecem, să-l depășim. Așadar, din cauza crizei sistemului sanitar din România, a luat un avânt nemai întâlnit, medicina neconvențională, bazată pe tradiționala activitate a vracilor, a vindecătorilor și a vrăjitorilor. Cei 3V ai medicinei românești, până la urmă. Așadar, i-aș adresa o propunere domnului ministru Eugen Nicolaescu ca să înființeze un departament special pentru vraci, vrăjitori și vindecători, care în felul ăsta ar putea să pună umărul la reforma sistemului sanitar. Aceștia reprezintă viitorul sistemului sanitar, deoarece pot rezolva cele mai diverse cazuri cu cheltuieli minime, încasări maxime și rezultate nule. Aveți o durere oriunde, vă deranjează un organ, vreți o mărire de sâni sau, mă rog, de altceva? Nicio problemă, vindecătorii vă așteaptă. Reportajul următor este sugestiv. O ființă, cum să spun, cerească, o ființă supranaturală, mi-a arătat un glob cu plante. Acesta a fost doar începutul. A inventat o alifie care, spune el, vindecă orice boală. Pentru asta susține că a făcut medicina. Câteva luni. Am făcut 6 luni la Facultatea de Medicină în Iași. A aruncat pe piață un unguient și un sirop. Succes cu adevărat a avut însă cu un tratament medical dedicat doar bărbaților. Este are un bulb respectiv, face un aer de vid, de aer, care trage. Afacerile sunt la vedere, dar nu l-a deranjat nicio autoritate medicală. Domnul doctor, dacă putea să-mi destăinuiți, ce clienți ați avut? Îmi pare cine rău. A venit pe la dumneavoastră? Îmi pare foarte rău. Ca să-i ungeți cu alifii și cu... Deontologia profesională nu mă lasă să spun numele clienților mei. Serios? Sunteți de la televiziune? Da. Atunci pot să vă spun. Vă rog. Ieri? Dar nu spuneți la nimeni? Nu spun la nimeni. Ieri a fost pe la mine... Dinu Patriciu.
Serios? Serios. Din o Patrici în persoană? Exact. Și cu ce l-ați uns? Cu alifii anticelulară. Cum adică alifii anticelulară? Poate anticelulitică? Ce anticelulară? Anticelulitică este pentru femei. Ba. I-am dat lui Maria Vlas. Așa? Și anticelulară ce înseamnă? Că n-am auzit. Este o alifie cu dublu efect. Așa? Unu, nu mai poate fi ascultat telefonul celular. Și doi, nu poți fi reținut în celulă de către parchet. Extraordinar. De asta au ratat toate tentativele de arestare, că l-a dus dumneavoastră cu anticelulară de asta. Și altcineva, cine a mai fost pe aici? Dar persoane importante dar mă nu interesează. Spui. Nu spun la nimeni. Adrian Năstase. A fost domnul Adrian Năstase. 8 ore a stat întins pe patul ăsta. Pe patul ăsta? La munz. Cu ce? Cu toate alifiile. Da. Bună seara. Bună seara. Am venit să-mi faceți și mie un tratament bun. Poftiți. Luați loc. Mulțumesc. Dar ce aveți? Că păreți sănătos tun. Par numai sănătos tun, dar mă doare piciorul de nu mai pot șchiopătesc. Vă rog foarte mult să mă ajutați. Eu sunt procuror balerin la ansamblu de dans modern Călușu de la DNA. Și dispre avem spectacol în direct la știri. Și cum să fac eu balet dacă mă doare piciorul șchiopătesc? Vă rog frumos o alifie dacă aveți să... Scap și eu de la DNA ziceți, da? DNA, în da. Ansamblu de balet de la Călușul DNA. Călușul de la DNA. Și ce spectacole pregătiți acum? Acum avem în pregătire două spectacole. Spărgătorul de conturi de Sechelarovski, bineînțeles, binecunoscut. Și lăsați-mă să fug cu Gregorian Bivolaru. Lăsați-mă o mare opere, da. Da, la picior, ce ați pățit? De unde durerea asta? Tot de la o pregătire de asta de operă de artă, de la un dosar ăla din Zabaccean, mi-a căzut un geam termopan și uite ce am pățit. Mila fărmată aproape. Era un geam termopan în dosarul Zambaccean. Da, pe plin de parchet, de dosar. Vorba lungă, sărăcia omului. Ai dreptate. Întinde-te, du-te în locul meu. Da, da, du-te. Da, da, domnul doctor. Vă rog, aici e genunchiul, vă rog. Vă rog foarte mult să... Descânte-cu, te rog. Împreună, l-ai învățat, da? Dați-mi. Stai, domnul doctor, stați puțin, domnul doctor. Stai puțin, domnule. Dar nu mă doare pe mine capul, genunchiul mă doare, nu capul. La ce dosare ai tu pe rol, o să te doară capul de o să-ți scrape. O să-ți scrape. Stai așa. Gata, hai, gata. Gata să-i tot. Hai că ești vindecat tu. Bravo. Nu mai am nimic, domnul doctor. Nu mai am absolut nimic. Mulțumesc de suflet, domnul doctor. Sănătate, la revedere. Cărșa. Și seara neapărat să mă uitați la știri. Voi fi acolo pe toate știrile. Dar ce se dă? Ce se dă? Păi avem spectacol de gală. Avem în seara asta Cocaina pentru vipuri. A avut un succes extraordinar în sezonul trecut și l-am băgat și acum în primăvara asta. Deci Cocaina pentru vipuri. Ne uităm. La revedere, sănătate. Vă las cârșa, nu mă nevoie. Sunteți croc, da? Bună seara. Bună seara. Domn doctor, vin la dumneavoastră pentru că sunt disperată. Domn doctor, disperată. Soțul meu se crede găină. Și acolo, în pubela aia, ce-i? Ce-i ăsta, soțul meu? Ce soțul meu, domnule? E găina, că acum se crede găina. Acolo, da? Pubela aia? Da. A fost îngrijitor la o fermă, la Adrian Năstase, la Cornu, acolo. Când s-a închis, domn doctor, s-a șocat, a făcut șoc din ăla puternic și de atunci, încolo, se crede găina. S-a băgat în tomberon ca și a văzut la televizor. Nu știu ce să fac, nu știu! Stai jos, puicuță! Stai jos aici. Ce să stau jos? Să se uite linia doctorul la el. Nopți, nu știu ce să-i mai fac, nu știu. Domn doctor, lăsați-mă pe mine să încerc eu. Hai. Cocoșel, ridică-te în picioare, Cocoșel, și spune-ne tuturor de ce te-ai băgat în pubelă. Pentru că protestez ca împotriva tratamentului inuman la care sunt supuse găinile în România, cel sprijin de la ONU, UNESCO, UNICEF, Uniunea Europeană, să oprească pac, genocidul din România, că altfel îmi dau foc. Nu, lăsați-mă! Hey. Foc acum! Drumul, te rog, nu mă opresc!
Lasă la mine. Lasă la mine. E grav. Ce fac? E foarte grav. Ce facem? Să nu mai pot. O să încerc să-l salvez, stai. Stai că-l salvez, stai așa. Stai că te ungi în elia cu olifie. Stai așa. Fă-i descântec. Stai, stai. Stai cu descântec, stai. Stai liniștit, cocoșel. Stai liniștit. Stai. Moră, mamă. Doamne, dar ce bine mă simt. Unde suntem noi aici, mă? Băi, cum am ajuns eu în WC-ul ăsta ecologic aici, mă? Băi, spune-mi ce-i cu... Cocoșel. Nu mai contează, dă-te jos. Hai, Cocoșel, dă-te jos. Hai, ajută-l. Hai, hai, Cocoșel. Încet, 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 Cocoșel. Așa, așa. Băi, 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 băi. Opa, opa. Ușor, ușor, ia-mă ușor. Așa. Ia-mă ușor. Așa, ia-mă ușor. Domnule doctor, cum să vă mulțumesc vreodată? N-am decât 500 de euro, e bine? Băi, miracol, băi! E bine, atâta am, atâta vă dau, nu știu bine, ce să e zic. Bine, sunteți tineri, e bine! Bravo. Mulțumesc din suflet, domnule, vă dea Dumnezeu! Bravo! Hai, hai, merge! Hai, copii! Hai, felicitări, merge! Mulțumesc pentru ajutorul! La revedere! Hai, la revedere! Hai, hai, plecați! Hai. Oh! Domnul doctor, dar mă doare piciorul. Hai că nu contează de la tomberon acum când ai ieșit. Hai, hai, ia ușor, hai. Domnul, măi, mă doare piciorul. Te-ai lovit, te-ai lovit. Lasă-o să streacă. Hai ușor, ușor, hai. Hai ușor, iubitule, așa. Ușor, ușor. Domnul doctor, nu vi se pare ciudat că ăsta a venit găină și a plecat șchiop? Uneori mai greșesc tratamentele. Da? Da. Pentru că în medicină, conform principiului lui Hipocrit, nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Domn doctor, s-a trezit justiția!